Salutare, bine v-am regăsit, bine ați revenit pe acest canal. Am decis să vă mai fac astăzi un material, e destul de târziu, e seară. Vreau să vă explic un pic cam ce am decis până la urmă cu roșiile, ce am decis să mai fac. Așa cum v-am spus și ieri, nu o să stau să plâng lângă ele. Momentan nu vă arăt acolo nimic la fața locului, pentru că nu s-a modificat mare lucru sau nimic vizibil. Ceea ce mă bucură că, din câte pare, nu s-a înrăutățit situația, dar momentan nu se văd nici semne de îmbunătățire. Eu, gândindu-mă și consultându-mă cu, probabil v-am mai spus, un domn care are un magazin de fitosanitare aici în zonă, în care am destul de mare încredere, dânsul are destul de multă experiență, atât teoretică cât și practică, a cultivat multe legume la viața lui și bineînțeles că la recomandările lui am hotărât să fac un tratament foliar cu amalgerol. Amalgerolul care, bineînțeles, l-am folosit în ultimele săptămâni și radicular. Am făcut tratament și radicular pentru îmbunătățirea solului, ca să ajute plantele să își extragă mai bine nutrienții din sol. Așa cum știți și cum v-am mai spus în alte materiale, având un sol un pic mai problematic, cu pH mare și încărcat de micro-macro elemente, am decis să folosesc amalgerolul. Deci astăzi am făcut un tratament cu amalgerol foliar în cantitate de 30 de ml la 10 litri de apă. E un biostimulator, rău nu poate să facă, dacă poate să le ajute, să ajute la ceva, ajută, dacă nu, rău nu are ce să le facă. Și bineînțeles, voi continua tratamentele radicular, probabil chiar mâine o să aplic și radicular sau cel mai târziu poimâine, pentru că deja este o săptămână de când l-am aplicat ultima dată. Radicular folosesc 400 de mililitri, nu este o doză fixă, între 3 și 500 de mililitri, cam așa mi-a recomandat dânsul la un solar din asta cum am eu, de 240 de metri pătrați, aproximativ între 750 și 800 de plante. Bun, deci cu roșiile cam asta, dăm înainte și sperăm că totul va fi bine, nu stăm, așa cum v-am zis, nu stăm lângă ele, continuăm udările, tratament foliar momentan și sperăm că totul va fi bine. Vreau să vă mai arăt că am primit astăzi un sac de acid citric, ne-am comandat, pentru că, așa cum v-am spus în alte materiale, având la fel și apa cu probleme, cu un pH mare, totul e cu probleme la mine, cu un pH mare, cu multe săruri, ioni și ce-o mai avea acolo dizolvat în ea, am primit astăzi acidul citric și am zis că fac o probă și bineînțeles că l-am și aplicat. Pentru coborârea pH-ului. Practic la partea de conductivitate electrică, momentan nu reușesc să fac nimica. Am încercat să obțin niște informații de la persoane care cunosc mai bine domeniul și din câte am înțeles, nu prea poți să faci mare lucru sau chiar deloc,
cel puțin din ce am aflat eu până în prezent. Singurul lucru care s-ar putea face, dar nu e la îndemână oricui, e foarte costisitos, ceva cu schimbarea de osmoză. Ai nevoie de ceva aparatură să inversezi osmoza, ceva de genul, n-am înțeles chiar bine, nu sunt lucruri care mă cam depășesc, dar am înțeles că e foarte costisitor și nu o să pot să fac. Deci să vă arăt un pic, vreau să vă arăt cam cum reacționează acidul citric. Ne-am pregătit aici apă de acolo de la mine din vale și o să întorc puțin camera să vă arăt și vouă. Bun, am pregătit aici două pahare cu apă. Într-unul am apă distilată și într-unul apa care o folosesc eu, apa mea din vale. Mai devreme când am măsurat era aproximativ 8,3, se pare că undeva tot acolo se va opri și acum. În găletuța asta am la fel apă de acolo din vale, după cum vedeți e destul de tulbură. Și o să adaug acid citric ca să vedeți cam de câtă cantitate e nevoie pentru a coborî pH-ul. Am aici un cântar din ăsta de bijuterii, e foarte precis. Folosesc un recipient, eu am găsit ăsta pe aici, facem tara la zero și nu găsesc lingurița, stai să mă împis să iau lingurița. pH. Probabil cam pe acolo se oprește. Am aici un pic de acid citric. O să încerc să pun la un litru de apă un jumătate de gram deocamdată. Pun aici. Amestecat bine apa, să se dizolve acidul citric. pH-ul s-a oprit la 8,33. O să le iau de aici. Și îl punem în apa în care am pus acidul citric. Și să vedem ce se întâmplă. Încerc un pic să-l opresc, mi se pare că a scăzut cam mult. Am mai amestecat un pic, îl punem și dăm drumul direct în apă. Cam acolo se învârte. Pentru cine nu a mai văzut, ăsta e conductivitatea electrică. 4,95. E foarte mare. Am avut înainte de ploi și 6,5.
A mai scăzut un pic, dar în continuare este foarte, foarte mare. Și pH-ul aici se învârte pe la 5. Deci cu jumătate de gram de acid citric într-un litru de apă reușești să cobori pH-ul de la 8,3 aproximativ la 5. Bun, v-am arătat cam cum acționează acidul citric. Deci funcționează, o să-l folosesc, cel puțin reușim să coborăm un pic pH-ul și partea cu ECE-ul. Văd că deocamdată nu e foarte dăunător plantelor, sau cel puțin nu la roșii, la ardei iuți. Cam asta am vrut să vă arăt pentru astăzi, pentru acest material. Și cu siguranță o să vă țin la curent cu roșiuțele mele, să vedem ce se mai întâmplă în continuare, cum evoluează. Continui, v-am spus, să le ud. Au nevoie de apă, e destul de cald. Ele lucrează mult și pe fructe acum. Fructele trebuie să crească, florile trebuie să lege, nu pot să le las fără apă, deci trebuie să continui să mă comport cu ele ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Singurul lucru, voi face o pauză cu tratamentele și vedem pe urmă în funcție de cum evoluează, ce o să le mai fac. Nu uitați să lăsați un like, bineînțeles doar dacă vă plac aceste materiale, să vă înscrieți, pentru că este absolut gratuit și bineînțeles puteți activa și clopoțelul ca să primiți notificare când scot un nou material. Până la următorul material vă urez multă sănătate ca de obicei și succes, baftă în tot ceea ce faceți și bineînțeles în viață, în familie, în tot ce vreți voi.